Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Leu. Acum să vedem pentru nativii din Leu, pentru cei care aveți soarele, luna, ascendentul sau orice alte plasamente planetare importante în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți pe cineva din Zodia Leu în viața voastră și sunteți curioși ce se întâmplă cu această persoană în luna august. Hai să scoatem o carte pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. E interesant pentru lei, fiindcă pe partea de dragoste avem aici 8-ul de bâte, o carte foarte focoasă, foarte pasională, care ne arată că lucrurile se întâmplă cu foarte mare rapiditate în viața voastră. Și partea cea mai frumoasă a acestei cărți este că ne arată cum lucrurile merg către o direcție foarte stabilă în viața leilor. Pentru cei care sunteți singuri și comunicați cu cineva, mai ales pe internet, prin sisteme de mesagerie online. Aici o să schimbați foarte multe mesaje, mii de mesaje pe zi cu această persoană. Este foarte bine, fiindcă începeți să vă cunoașteți mai bine, să comunicați din ce în ce mai mult și aș vrea să fiți foarte atenți că atunci când comunicați cu această persoană de care sunteți interesat sau interesată, să vă asigurați că nu lăsați comunicarea la un nivel din acesta foarte pueril, foarte superficial. Vorbiți și despre teme, despre topicuri de interes pentru voi. Asigurați-vă că aveți lucruri în comun cu această persoană, că într-adevăr aveți de-a face cu cineva cu care vă vedeți pe termen lung. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici lucrurile se precipitează, se întâmplă foarte rapid în viața voastră și de-abia aveți timp să vă dezmeticiți cu ultimele informații, ultimele dezvăluiri, cu tot ce se întâmplă în viața voastră sentimentală. Nu vă fie frică că lucrurile merg într-o direcție frumoasă, într-o direcție pozitivă. Hai să clarificăm acest 8 de bâte în viața sentimentală și amoroasă a leilor. Da, mergeți foarte rapid într-o zonă foarte pasională, dar și foarte stabilă în viața voastră. Aici sunt implicate ambele familii, și ale voastre și familia celelalte persoane. Aici e vorba de o logodnă, de o căsătorie, de venirea unui copil, de întemeierea unei familii într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin simbolic. Aici vorbim de lucruri care se întâmplă rapid, dar lucruri de care o să vă bucurați tot restul vieții voastre. Și cu pajul de monede, văd că poate sunteți puțin reticenți asupra acestei viteze, asupra faptului că lucrurile se întâmplă atât de rapid, dar nu văd să fie probleme. Stați calmi, că din septembrie încolo lucrurile o să se mai așeze și o să aveți timp să digerați toate aceste noutăți, toate aceste lucruri care s-au întâmplat acum în august în viața voastră. În orice caz, mergeți într-o direcție foarte frumoasă. Văd că există foarte multă pasiune între voi și cealaltă persoană. Aveți susținerea familiei, aveți susținerea prietenilor, aveți șanse să fiți un cuplu foarte stabil, atât financiar cât și emoțional. Și cu pajul de monede, da, o să aveți multe de învățat, o să trebuiască să faceți niște sacrificii, dar dacă luați toată această provocare pe care acum destinul vă pune în față într-un mod optimist, cu mintea deschisă, cu brațele deschise, o să puteți să creșteți împreună și împreună cu partenerul sau partenera voastră să realizați tot ce vă doriți în viața voastră și nu doar în relație. Aici o să puneți bazele unei vieți împreună și toată această stabilitate din emoțiile voastre, din sentimentele voastre, o să vă ajute să fiți mai echilibrați și să aveți mai mult succes și în celelalte aspecte ale vieții voastre. Mai departe, pe partea de sănătate, avem aici 6 de săbi, o carte care ne vorbește despre tranziții, despre a lăsa ceva în urmă. S-ar putea să lăsați niște griji în urmă, să aflați o veste bună în luna august,
să vă vină rezultatele de la niște analize, să discutați cu medicul, cu terapeutul vostru și să aflați că lucrurile merg din bine spre mai bine. Aici cu șasele de stăpâni vreau doar să vă atrag atenția că totuși încă sunteți în tranziție. Nu ați ajuns la destinația finală și doar pentru că lucrurile se îmbunătățesc nu înseamnă că puteți să vă culcați pe ureche și să renunțați la tratament sau să o lăsați mai moale cu dieta sau cu exercițiile fizice sau cu orice trebuie să faceți pentru sănătatea voastră. Dimpotrivă, acum e momentul în care ar fi bine să depuneți mai mult efort ca să se vadă rezultatele mai rapid în sănătatea voastră. Hai să clarificăm aceste 6 săbii pe sănătatea leilor. Da, lucrurile o să devină incomode pentru că aici cu 9 de stăbii trebuie să renunțați la ceva ce vă scoate din zona voastră de confort și nu sunteți tocmai fericiți de acest lucru, dar cu cavalerul de cupe văd că puteți să găsiți motivația necesară ca să faceți aceste schimbări în viața voastră și cu 6 de monede e posibil ca, dacă aveți nevoie de un suport financiar pentru a rezolva o problemă de sănătate, că trebuie să mergeți la dentist și nu aveți destui bani sau că trebuie să vă faceți o operație sau să urmați un tratament puțin mai costisitor, aici cu 6 de monede văd că o să obțineți suport de la cineva din cercul vostru de prieteni sau din familie. Nu trebuie să vă îngrijorați din acest punct de vedere și chiar dacă de-a lungul lunii august voi o să treceți așa dintr-o extremă în alta, foarte entuziasmați de tratamentul sau terapia pe care trebuie să o urmați, după aia foarte supărați că trebuie să renunțați la ceva din zona voastră de confort, pe urmă iar entuziasmați că ați primit rezultatele de la analize sau ați văzut pe cântar că se vede evoluția în organismul vostru, pe urmă iarăși foarte supărați că lucrurile stagnează, o să treceți tot așa de la o extremă la alta și n-am ce să vă spun decât că e în mâinile voastre felul în care o să navigați prin această energie și uitați-vă aici ce ne arată acest 6 de săbii. Voi hotărâți în ce direcție se îndreaptă această bărcuță. Voi dețineți controlul. Nu vă lăsați manipulați de hormoni, de emoții, de sentimente, de lucruri trecătoare, cum sunt acest cavaler de cupe. Gândiți-vă la țelul vostru pe termen lung, cum face șasele de săbii. Trebuie să demonstrați consecvență și asta va trebui să vă dați voi seama unde o să găsiți în interiorul vostru această forță necesară ca să duceți lucrurile la bun sfârșit. Ar fi foarte trist dacă nu ați duce la bun sfârșit acest tratament, pentru că aici șansele sunt foarte mari de succes. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei voastre, avem aici 8-ul de monede. O carte foarte frumoasă care ne vorbește despre multă muncă. Muncă, dar după această muncă o să vină și răsplata. Acum, în luna august, e momentul în care trebuie să depuneți efortul. Fiți fără griji că efortul vostru este văzut, este observat de cine trebuie să-l observe. Doar că e posibil ca rezultatele finale să nu se vadă neapărat în luna august. S-ar putea să vină puțin mai târziu, spre început de toamnă. Și de aceea e important să nu vă descurajați și să nu vă opriți, pentru că aici sunteți pe o traiectorie ascendentă. Zi de zi învățați lucruri noi, zi de zi demonstrați că puteți să faceți mai mult. Nu vă dați bătuți și răsplata o să vină și ea. Hai să clarificăm aceste 8 monede de pe afacerile, banii și cariera leilor. Da, exact ce spuneam. Avem aici 7 de monede care ne arată că lucrurile cresc încet, dar sigur. Rezultatele s-ar putea să vină de-abia în septembrie-octombrie, când soarele o să tranziteze zodia balanței, mai ales dacă voi aveți niște plasamente planetare în balanță sau dacă șeful vostru sau colegii voștri, da, cineva aici într-o poziție de autoritate este în zodia balanță și atunci când aveți nevoie de ajutor, când simțiți că nu mai puteți sau că am întâmpinat ceva probleme, vreau să vă aduceți aminte că nu sunteți singuri,
că nu e motiv de panică, uitați-vă atent în jurul vostru, fiindcă aici mai sunt și alți oameni care au trecut prin experiențe similare și pot să vă împărtășească din experiențele lor, puteți să învățați din greșelile altora, puteți să apelați la șeful vostru, la superiorii voștri pentru a obține suportul necesar ca să duceți lucrurile la bun sfârșit. Atunci când o să pară lucrurile foarte nasoale, vreau să vă uitați foarte, foarte, foarte atent în jurul vostru și o să vă dați seama că nu sunteți chiar atât de singuri cum vă imaginați. Per total, luna august va fi o lună bună. Nu văd motive de îngrijorare. Da, unele lucruri nu o să se întâmple atât de repede cum v-ați dori voi, mai ales aici pe sănătate și pe afaceri. Dar în dragoste, lucrurile se mișcă mai repede decât vă puteți imagina și oarecum aici universul știe cum calibrează toate aceste lucruri în viața voastră ca să nu vă supra-solicite. Așa că aici în august canalizați-vă pe lucrurile frumoase care vin în dragostea voastră, în rest pe sănătate și pe afaceri, nu vă culcați pe ureche, dar nici nu vă așteptați la rezultate spectaculoase. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card Puterea Gândurilor, o carte frumoasă din acest set de cărți oracol, un mesaj cu care să vă las pentru luna august. Hai să vedem, pentru lei, mesajul este următorul. Am încredere în procesul vieții. Există un ritm și o curgere a vieții, iar eu sunt parte din ea. Viața mă sprijină și mi-aduce tot ce e bine și experiențele pozitive. Am încredere că viața mi-aduce ceea ce e bine pentru mine la cel mai înalt nivel. Un mesaj foarte frumos care vine și reiterează exact ce v-am spus. Aveți încredere că divinitatea nu vă pune în cale mai mult decât puteți duce. Și canalizați-vă toate eforturile și toată atenția în zona de viață în care se întâmplă de la sine, organic, natural, foarte multe lucruri. În rest, luați-o mai ușor, mai moale, mai încet, că toate la timpul lor. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați și de etalările zilnice în care vă dau așa un ghidaj suplimentar zi de zi și bineînțeles vă invit pe canalul meu de YouTube unde v-am pregătit o grămadă de alte surprize frumoase. Pa, pa!